domeniul culturii, din teatru, de operă și balet, unde colegii mei toți au studii superioare. Ei toți au studii superioare și nimeni nu se revoltă, deoarece cineva din... cred că din demnitar, eu cred că a născut o așa o minciună că măi, voi stați acolo calm, liniștiți, nu vă revoltați, deoarece dacă cineva o spun ceva, o să vă închidă teatru și o să rămâneți toți fără servici. Adică, noi ce producem? De fapt, noi avem un produs specific. Noi cântăm opera. Înțelegeți? Și toți stau prin culise și spun of, taci, nu spune un cuvânt, atât că o să se închide teatru și o să rămânem toți fără lucru. Ce faci? Nu trebuie. Nu se organizează, de exemplu, de directorul teatrului, nu se fac adunări unde ar putea lumea să se revolte, să-și spune of-ul, să iasă, să spună ce nu... ce ar dori să vadă în teatru, ceva nou, ceva schimbări, renovări, eu știu, o mișcare, un pas înainte, nimic absolut. Înțelegeți? Dar nu ce venituri au ei? Venituri? 1500 de lei, 2000. Om de artă, care iese și cântă opere. Ca să vă explic ce înseamnă a cânta un spectacol de operă, asta e mai ceva decât un spectacol de dramă. Deoarece un artist de dramă, dacă iese în scenă, el are grijă numai de text și de mișcare scenică. Un artist de operă, când iese, el are grijă de, deci, de a cânta, de a se mișca pe scenă, de a vedea, să nu, adică să stă în fața lui o orchestră, o fosă plină cu orchestră și cu un dirijor, cu parteneri, cu cor în spate, plus costumele, decorul, tot asta el trebuie să aibă în seamă. Și noi, deci un artist de dramă primește mai mare salariu decât un artist de operă. E foarte complicat, eu vă spun. Și noi nu cântăm cu microfoane, la noi nu există microfoane, noi cântăm cu vocea așa cum este, vie, pe viu. Dar dacă și ar fi la autofinanțare, ar fi mai bine? La autofinanțare, eu nu știu, depinde de... Vedeți că noi avem tot timpul probleme cu publicul. Adică sala e, de fapt, goală. Nu vine lumea la spectacole. Nu e, necesită, arta noastră, specificul nostru, necesită de un spectator bine pregătit. Noi nu suntem în Italia, noi nu suntem în Franța, noi nu suntem într-o țară civilizată, noi suntem în Moldova, unde, de exemplu, dacă Palatul Național este arhiplin, și lumea se duce și plătește câte 400-500 de lei pe un bilet, la noi costă 50 de lei biletul, 100 de lei biletul și lumea nu vine. Înțelegeți? Iată care e situația și eu nu știu, noi suntem într-un impas, filarmonica, teatru de operă, noi suntem trei instituții muzicale, filarmonica, teatru de operă și sala de orgă, sala cu orgă. Așa că... Eu știu precis că s-au făcut încălcări grave și pentru asta au fost și la televizor difuzat, adică scos în emisie de Curtea de Conturi de Urecheanu și a fost trasă la răspundere doamna Șeicanu, care acum vă închipuiți după toate după toate crimele care au săvârșit din bani publici, care trebuia să primească artiștii noștri salarii prime, nu le-au oferit angajaților. Dar da, ce-au făcut cu banii ăștia? După asta, da, noi am făcut câteva ieșiri în fața Parlamentului, am avut proteste, da? După asta, nu de mult, a fost... scoasă din postura de director și ce credeți că a fost trasă la răspundere? Nu, e acum stă în Ministerul Culturii consilier.
Deci a ajuns de aici, după ce a fost înlăturat pentru fraudă, exact, a ajuns acolo consilier. A ajuns acolo consilier a ministrului culturii, de cultură. Asta e justiția noastră. Top model. Eu tu de asta ziceai de protest la CNA? Top. Eu de asta zic de protest la CNA. Există curtea de conturi. Dacă nu mai scoate tonă de maculatură despre delapidări, despre încălcări, da, ca să doamna vorbește despre Valeria Șeican, care despre Valeria Șeican, care a fost un caz... Un milion de lei eu delapidat din bani publici. Eu merg aminte, doamna Șeican, vede ca un top model îmbrăcat la televiziune. Da, când ești fost scurt, parcă e domnișoară. Da, a fost un articol, dar în ziar, CNA-ul nostru, instituțiile abilitate, ei ne spun că nu s-a constatat, acele relatate noastre nu s-au confirmat. Și ce mai poți să mai spui în cazul ăsta? Nu s-a confirmat și gata. S-au confirmat. Și despre asta a fost scris și în ziar și deci asta nu știu cum s-au mușamalizat da, cazul și ca și cum nici nu s-ar fi întâmplat nimic. Artiștii noștri, tac, toți tac și cântă, continuă să lucreze, au cântat festivalul Invită Maria Bieșu, pleacă în turnee, ca și cum nu s-a fi întâmplat nimic. Mai oameni buni, eu nu înțeleg, care, voi sunteți oameni cu studii, voi sunteți tot în, adică ca și un popor simplu, care sunteți duși de curmei, eu nu înțeleg, numai asta pot să spun. Eu mă adresez. De altfel, sindicatele noastre sunt în cărtășie cu administrația. Și asta se întâmplă și la filarmonică, asta se întâmplă și în teatru de operă. Cereți instituțiile la bine. Nu putem să ne adresăm la sindicate. Asta e nonsens.